Bun găsit, dragi telespectatori, și astăzi, într-o altă ediție frumoasă, în această lună a sărbătorilor de iarnă, a emisiunii Folclorul sub lupă. Invitatul special de astăzi este un suflet blând, un artist foarte iubit, dar dincolo de toate ascunde în sufletul lui amintirile care totodată i-au creat greutăți, dar l-au și făcut omul care a devenit astăzi. Îi spun bine a venit lui Leonard Petcu. Bine te-am găsit, om drag și frumos. Așa îmi place să spun. Mulțumesc. Și îți mulțumesc pentru invitație. Invitația, știi bine că ți-a fost lansată cu mult timp în urmă, dar vezi tu, cred că Dumnezeu rânduiește lucrurile, astfel încât să vină această lună în preajma sărbătorilor, pentru că Leonard Petcu este adultul care și-a păstrat inima de copil. Deși ei nu te leagă amintiri tocmai plăcute, pentru că telespectatorii noștri știu că aici în familia Etno TV tu ai fost de foarte multe ori prezent și am fost printre oamenii pe care tu i-ai ales să dezvălui. Cred că ați fost primii și cred că ai fost primul om, dacă stau să mă gândesc bine, da, în fața căruia eu am putut să-mi deschid așa sufletul larg și să amintesc așa din frânturi din copilăria mea, care n-a fost una frumoasă, nici ușoară. Știu și tu știi că nu sunt omul care abordează subiectele altfel decât naturalețea, așa că astăzi îmi doresc tare mult să discutăm despre sărbători, despre Crăciun, dar am ales un citat care mie mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să ne legăm de el. Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să prețuiești pacea și bunăvoința, să oferi din plin compasiune. Ce crezi tu că semnifică Crăciunul în viața unui om și în viața ta în special? Nu știu în viața unui om, pentru că nu am de unde să știu, dar spun ce înseamnă pentru mine această mare sărbătoare, de fapt sărbătorile de iarnă. Eu în copilărie le așteptam cu toată dragostea și cu toată bucuria. Cred că trăiam cel mai frumos sentiment când întâmpinam aceste sărbători. Pentru că mergeam la colindat. Și pentru mine mersul la colindat era cea mai mare bucurie, că reușeam să-mi strâng niște bănuți și puteam să-mi cumpăr de anul nou o hăinuță nouă, o gecuță sau o pereche de încălțăminte. Ai fost copilul care s-a responsabilizat încă de mic. Da, de mic, pentru că o mai spun acum cu riscul de a mă repeta, eu am fost crescut de mătușa mea și de bunica mea. Mătușa mea, la rândul ei, având încă doi copii, alături de care eu am crescut și consider ca și frații mei. Eu am fost al treilea. Te-au tratat amândouă ca pe propriul copil, da, atât bunica cât și mătușa. Da, și am reușit să... Cred că Dumnezeu mi-a dat așa... M-a făcut să gândesc mult mai matur decât ar fi gândit un copil. Și probabil că m-a ajutat mult de-a lungul vieții, m-a ajutat mult pe acest drum pe care l-am ales. Un drum frumos, un drum pe care l-am construit și cu greutăți și cu mai puține greutăți, dar am ajuns să fac lucruri frumoase și să bucur oamenii cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și nu oricine l-are și nu oricine se bucură de el, Leonard, da, dar atunci când ți-am pus întrebarea ce semnifică Crăciunul pentru tine, nu te-am întrebat care a fost cel mai frumos Crăciun în copilăria ta, dacă ți-l amintești, cel pe care tu l-ai păstrat în suflet, cel de care îți place să-ți amintești și alături de cine a fost, dacă l-ai avut. Da. S-a întâmplat de multe ori să petrec această sărbătoare alături de bunica și de mătușa mea și de cei doi verișori. A fost cu bucurie întotdeauna, până la vârsta de 14-15 ani, când eu am început deja să merg la evenimente, să fiu solicitat și, din păcate, nu mai ajungeam de sărbători acasă. Dar întotdeauna aveați ritualul acesta, adică anual stăteați la masa de Crăciun, împodobeați bradul? Eu nu, se întâmpla ca eu să nu ajung. Nu reușeam să ajung tot timpul. Dar mă așteptau după. Întotdeauna mă așteptau după. Și bucuria era la fel de mare. Cine pregătea bucatele în casă în preajma sărbătorilor? Păi bunica alături de mătușa mea. Mătușa mea fiind o gospodină desăvârșită, adică întotdeauna a avut grijă să-mi facă să mănânc ceea ce... Eu sunt așa un pic mai sclifosit la mâncare. Nu pot mânca orice. Și evit foarte mult grăsimile și așa.
Și atunci mea mă tot mai bătea pe la cap, că mănâncă, mai mănâncă și grăsime, că e bună la plămân, la, mă rog, ce spunea. Dar ea, fiind o bucătăreasă foarte, foarte bună, și știa ce să-mi gătească. Ce rețetă ți-ar plăcea să o deguști, să zic așa, și acum, Adolfin, și ți-o amintești că o pregătea mătușa ta, pentru că despre dânsa ai spus că era bucătarul sarmalele de excepție sau gospodina împreună cu piftia. Adică la noi așa se mănâncă, sarmalele împreună cu piftia. Astea sunt, cred că, uite, deja înghițim. Sunt cele mai dorite de toți românii în această perioadă. Ți-ar fi plăcut ca aceste rețete să-mi spui astăzi în emisiunea Folclorul sub lupă, mi le-a pregătit mama mea, Lavinia? Mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut să spun acest lucru, dar din păcate nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat, Leonard? Pentru că în preajma sărbătorilor cu toții ne amintim de părinți, de sânul familiei. Da, tu vrei să mă faci ar să plâng? Pot să plângi, pentru că orice om simte nevoia să-și descarce sufletul. Da, nu știu, cred că Dumnezeu a vrut așa să... Știi că în viață nu-ți alegi unde... Nu-ți alegi familia și nici locul unde vrei să te naști. La mine așa s-a întâmplat. Nu știu. Așa a fost să fie. Dar mulțumesc Dumnezeu că m-am bucurat foarte mult de dragostea a bunicii mele și a mătușii mele. Poate mult mai mult decât dacă ar fi fost părinții mei. Dacă ar fi fost în fața ta, mama ta acum, ce mesaj ai fi transmis? Dar pe mama o iubesc. Mama e mama pentru mine. Orice ar fi în lumea asta, chiar dacă mulți dintre admiratorii mei îmi cunosc povestea de viață, știu că nu a fost una atât de frumoasă. Mama e mama pentru mine, orice ar fi în lumea asta. Chiar și tata, pe care l-am văzut de 5 ori în viața asta. Da. Îi scrieai scrisori lui Moș Crăciun, Leonard? Nu știu dacă scriam scrisori. Că nu știam dacă le va primi. Dar ce-ți doreai copil fiind să-ți aducă el? Ți-am spus că eu eram un copil foarte matur și întotdeauna îmi doream ca de sărbători să avem totul acasă. Să avem să împodobim bradul, să ne bucurăm de acest spirit frumos al acestei mari sărbători. Dar nu atentam niciodată la, nu știu ce, daruri sau la... Pentru că așa am fost crescut. Să știi că... am și să mă bucur doar de cât am. Asta înseamnă că ai fost un copil înțelept și un copil care a știut să mulțumească pentru ce are. Niciodată n-ai cerut mai mult decât ți s-a dat. Să știi că în această lună a cadourilor, a venirii lui Moș Crăciun, cel mai așteptat de către copii, am făcut un obicei de a extrage scrisori din tolba lui, pentru că trebuie să treacă și dincolo de micile ecrane și să ne amintim că, până la urmă, dorințele copiilor sunt cele mai importante în prag de sărbători. Așa că una din scrisorile la care m-am gândit că ar fi bine să o citești este aceasta și te invit să o faci cu plăcere și așa cum simți. Și eu vreau să o ascult și cei de acasă. Dragă Moș Crăciun, știu că toți copiii îți scriu în perioada asta și că își cer jucării. Scrisoarea mea nu conține asta. Eu îmi doresc altceva. Nu am sanie, nu-mi doresc nici măcar un brad. Fular și mănuși o să-mi ia mamaie dacă mi vor rămâne bani din pensie. Nu am nevoie de dulciuri sau de cozonaci, chiar dacă am auzit că la toți în case miroase a sarmale, a portocale și scorțișoară. Nu știu ce înseamnă. La noi miroase a fum de țigări mereu. Alcool, dar nu mă deranjează nici asta. Nici geamul lipsă din sufragerie, nici că nu găsesc mereu un loc unde să dorm. Eu îmi doresc să simt ce înseamnă Crăciunul, să avem un brad, dar asta trec și apoi mă voi întoarce unde sunt acum, la ghena de gunoi de la bloc, unde mă simt mai bine decât acasă. Știu că e mult ce-ți cer, dar dacă se poate să-mi aduci un cadou
Mi-aș dori din inimă să o faci pe mama să mă iubească. Vreau să simt mângâiere și dragostea de care zic ceilalți copii că o simt din partea mamelor. Să nu mai fiu bătut fără motiv, să nu mai fiu trimis la cerșit, să nu mai dor pe la ghena de gunoi când mi-e frică să ajung acasă dacă nu am reușit să strâng bănuți. Moșule, poate, Doamne, Doamne, nu-i atent mereu la rugămințile mele. Chiar dacă de fiecare dată când am noroc și mi se dă un bănuț, fug la biserică, aprind o lumânare și le rog să o facă pe mama bună și iubitoare cu mine. Mama rămâne mamă. Mama m-a născut, mi-a dat viață. Vreau să simt mângâierea și dragostea despre care am auzit întotdeauna la ceilalți copii. Moșule, fă-o pe mama bună și blândă. Fă-o să mă iubească. Asta îmi doresc să primesc de Crăciun în fiecare an. Familia pe care nu am avut-o. Moșule, la noapte te voi aștepta sus pe bloc. Ți-am pregătit un biscuit și o cutie de lapte că mi-a dat mama e bănuți. Să-mi iau căciulă și dacă nu îți e prea greu, te duc până jos la mama să-i spui tot ce-mi doresc. Pe tine sigur te ascultă. Mihai, clasa 8-a. Cum simți povestea asta? Este adevărată? Povestea ta de viață este adevărată? Este adevărată. Să te gândești că ori de câte ori ți-a fost ție rău sau nouă ne este rău, unui alt om poate este de 10 ori mai rău. Da. Poate așa ar fi sunat și cuvintele tale și propozițiile tale dacă ai fi compus o scrisoare în copilăria ta lui Moș Crăciun. Poate așa ar fi fost. Doar că nu mi-am dorit să cer prea multe. Am fost un copil care m-a mulțumit doar cu ce am avut. De multe ori din familii simple sau lipsa părinților, în alte cazuri, în viețile copiilor orfani, lipsesc multe, dar compensează educația și bunul simț. Iar astea nu se cumpără cu bani niciodată. Așa este și cred că trebuie să fii și puțin... Știi că se întâmplă, sunt familii, sunt copii cărora familiile nu le sunt aproape și din păcate ajung temirce și... Unii ajung rău și alții ajung bine. Niciodată nu e la fel. În cazul meu, cred că Dumnezeu a fost alături de mine întotdeauna. Eu de mic am fost un copil foarte credincios și am știut că cineva mă ascultă. Am știut că cineva este acolo undeva și mi-ascultă absolut tot ce l-aș fi rugat să-mi dea. Dacă ai putea să schimbi ceva din trecutul tău, ce l-ai rugat pe Moș Crăciun să facă în acest an? Să aducă tuturor copiilor bucurie, fericire și să le împlinească toate dorințele. Pentru că sunt atât de mulți copii neajutorați, copii lăsați de părinți. Asta l-aș ruga pe Moș Crăciun. Dar din trecutul tău ce ți-ai dori să schimbe? Nimic. Așa să rămână așa cum a fost? Da, pentru că așa a fost să fie. Trecutul meu este, chiar dacă a fost unul greu, pentru mine este unul frumos și este trecutul de la care eu am învățat multe în viața asta. Am învățat ce înseamnă să prețuiesc orice, chiar dacă poate acum am reușit să ajung Leonard Petcu de astăzi și să mă bucur de dragostea tuturor oameni și să pot câștiga mai mulți bani, crede-mă că
știu să prețuiesc. Știu să prețuiesc și de multe ori se întâmplă să-mi iau un lucru foarte scump. Din dorința de... Probabil că n-am avut în copilărie și... Acum... Vrei să compensezi. Da, dar câteodată stau și mă gândesc că nu cred că ar trebui să fac lucrul ăsta. De ce ai oarecare reținere? Nu, n-ai uitat de unde ai plecat niciodată și nu te avânți în prezent să faci plecat, ce n-ai avut, practic. Niciodată n-am uitat și nu cred că voi uita și sper să nu uit niciodată. Pentru că am știut ce înseamnă să ai și nu, am știut ce înseamnă să nu ai și acum știu ce înseamnă să ai și poate să nu am. Nu știu ce mi rezolvă viața și da, totul e imprevizibil. Mama ta ce face, Leonard? Te-ai gândit să petreci anul acesta sărbătorile împreună cu ea? Din păcate, dată fiind situația, nu se poate. Însă bucuria este mare. Dar când ți-a spus ultimul te iubesc, mama ta? Sau când ai vorbit ultima dată cu ea? Mama când mă întâlnește, când mă întâlnesc cu mama, mama este un pic reticentă vis-a-vis de mine. O simt. Dar o sun tu pe dânsa sau te sună ea pe tine să stai să îți răspund la întrebarea asta. De ce este puțin reticentă? Că se gândește ce am ajuns. Cine sunt astăzi? Și probabil este conștientă că nu a fost acolo atunci când am avut nevoie. Dar tu ai iertat-o? Da, sigur că da. Mama e mama, orice ar fi în viața asta. Eu nu sunt Dumnezeu și nici nu am niciodată dreptul de a judeca pe cineva. Părinții mei, niciodată nu voi face lucrul acesta. Sunt părinții mei și orice ar fi în lumea asta, nu am dreptul să judec. Că nu m-am bucurat de dragostea lor. Dar simți nevoia, iată cum ai spus, mai ales în perioada asta sau când te întâlnești cu dânsa, să o îmbrățișezi sau să vezi căldura aia, schimbul acela de energie și de iubire de la mamă la fiu și de la fiu la mamă? Da, este bucuria asta și mă bucur de momente, de astfel de momente când se întâmplă să mă întâlnesc cu mama. Vorbiți despre trecutul tău sau niciodată. Ați încercat să... Niciodată. Nu. Astăzi eu sunt un bărbat în toată firea. Eu cred că copil. În sinea dânsei se mândrește cu tine. Se mândrește foarte mult și ți-am spus că probabil în sufletul ei e puțin constrânsă. Și știe că nu mi-a oferit acea dragoste de care aș fi avut nevoie. Dar ți-ar fi plăcut să-ți fie mama, bunica, cea lângă care tu ai crescut, de fapt? Știi care-i treaba? Eu, dacă am avut-o pe bunica mea și pe mătușa lângă mine, ele au compensat această, cum să-ți spun, lipsă a dragostei materne. Dar bucuria ar fi fost, cred că, foarte mare să fie alături și mama. De tată nu ne-ai povestit foarte multe lucruri. În memoria ta, unde se regăsește tată? Deci tu nu ai idee cât mă abțin eu să nu plâng în emisiunea asta. Așa cum ți-am spus, l-am văzut de 4 ori în viața asta. Și dacă mă întreb ce înseamnă dragostea de tată, nu știu să-ți răspund. Nu știu. Pentru că nu am simțit niciodată un sprijin. Nu am putut să zic, da, e tata și dacă am o necaz sau o situație mai grea să mă duc la tata să mă ajute. Sau... Nu. Dar nu simți nevoia să spui și tu, te iubesc, tatăl meu, te iubesc mult și mi-aș fi dorit să fii lângă mine. Nu simți nevoia asta? Nevoia este. Dar, știi, oamenii aleg în viață de multe ori să... Și aleg drumurile, și aleg viețile până la urmă. Când te-ai întâlnit cu tatăl tău ultima dată?
că ai spus că l-ai văzut în toată viața. Da, păi am făcut 30 de ani. Eu am împlinit vârsta de 30 de ani. Mulțumesc frumos. Și l-am văzut de vreo 4 ori. De 4 ori, cred că l-am văzut. Și ți-amintești când a fost ultima dată în care te-ai întâlnit cu dumnealui? Să fie vreo 6 ani. Știi ce mă gândesc? Că poate în viitor vei avea un copil, pentru că tu ne-ai spus de foarte multe ori că îți dorești asta. Da. Și te-ar întreba, tatăl meu, tu ești lângă mine, mă bucur de tine, dar unde este tata al meu? Vreau să-mi cunosc și eu bunici. Oare n-ai simțit că se rupe ceva din tine? Mă-ți dai seama. Pentru că ai un copil și tu ești lângă el? Dar eu când voi avea, când Dumnezeu va voi cu puterea lui să-mi dăruiască un copilaj, spun din suflet că mă voi strădui din toate puterile să ofer acelui copil absolut tot ce se poate omenește în viața asta. Și dacă te va întreba de tată sau de bunici, îi vei spune adevărata poveste? Sigur că da. Pentru că nu sunt omul care să epatez, niciodată nu am epatat. Am fost învățat acasă să fii, mi s-a spus mereu, să fii sincer, să fii tu, să nu te dai ceea ce ești. Pentru că oamenii te cunosc, oamenii, vecinii mei, unde am copilărit, prietenii din cartier, mă știu. Și după ani și ani, eu muncind și devenind cineva, n-aș putea să mă dau ceea ce... Adică nu aș putea să-mi șterg trecutul. Și mă mândresc cu ceea ce s-a întâmplat atunci și sunt bucuros de ceea ce sunt astăzi. Cum ai vrea să le surprinzi în acest an pe mătușa și pe bunica ta de sărbători? Păi... În semn de mulțumire al faptului că ai fost crescut cu ele. Cred că este primul an în care eu voi fi alături de ele. Este primul an în care o să fii. Pentru că spuneai mai devreme că ai avut evenimente deseori de sărbători. Da, deseori nu am fost niciodată acasă, adică de la vârsta de 15 ani până în prezent, până anul trecut, chiar niciodată nu am fost acasă. Deci cred că sunt la fel de bucuroase ca și tine că veți fi împreună în acest an. Cu adevărat Crăciunul în familie. Cu siguranță. O să te bucuri de sarmalele despre care ai spus, da. De piftia pregătită de mătușa ta. Da. Și uite așa, cu zâmbetul acesta poți cuceri sau poți da culoare trecutului pe care l-ai avut. Da. N-a fost simplu, dar mă uit la tine că poate ai o urmă de regret, dar în același timp te gândești că dacă nu s-ar fi întâmplat așa, n-ai fi știut să apreciezi, să fii omul care ești astăzi și să te bucuri de reușite. Se spune că cei care au o copilărie mai grea au o viață de adult mult mai reușită. Așa este și îți spun din tot sufletul că dacă aș putea să fac multe, aș face. Aș face multe. Sunt atât de mulți oameni necăjiți. Sunt atât de mulți oameni care au nevoie de sprijin. Și câteodată, în tainele mele cu Dumnezeu, îl întreb, Doamne, de ce este dat așa? Pentru că probabil plătim greșelile și păcatele din trecut. Da. Însă, uite, știu că am vorbit foarte mult de familie, am vorbit de Crăciun în familie. Am spus câte puțin despre trecutul tău, despre mamă, despre tată, de faptul că îți lipsesc. Însă, un singur lucru aș vrea să mai știu, Leonard. Dacă le-ai lansat o invitație părinților tăi, mamă și tată, vă invit acasă să fim pentru prima dată în viața noastră de Crăciun împreună. Aș putea să fac lucrul ăsta, mi-aș dori tare mult. Dar nu vreau să deranjez pe nimeni. Consider că ai deranjat dacă ai sunat sau ți-e frică de refuz, de fapt? Mama are o familie a ei. Eu mai am o surioară. Tata are o familie a lui.
Am înțeles, deci fiecare dintre ei și-a reconstruit viața. Da, și cândva o să-mi fac și eu familia mea. Dar îți cunoști frații? Da, da. Am două surioare. Una este mai mică decât mine cu 3 anișori și am una de 8 ani. Ți-ar fi putut fi fică. Da, nu știu. Există pe lume legea compensației și chiar dacă nu te-ai bucurat și tu de aceeași familie pe care părinții și-au ales să o construiască în viețile personale separate, așa cum ai spus, noi nu suntem în măsură să judecăm. Niciodată. Însă eu consider că ești omul care va culege ceea ce i-a lipsit și vei încerca să te ghidezi în construirea unei familii astfel încât să te bucuri acum de ce n-ai avut în copilărie. Asta cu siguranță se va întâmpla și chiar este o dorință arzătoare și mereu îmi fac spre rușinea mea planuri cu mine însă, dar știu că Dumnezeu are El planurile Lui cu mine. Și spun, Doamne, de-abia aștept să am un copilaș și să-i ofer toată dragostea mea în primul rând. M-aș bucura din suflet să se întâmple curând asta, Leonard, și să ne dai de veste și să te împlinești tu sufletește și să intre în viața ta persoana care să compenseze lipsa mamei, persoana care să te asculte când ai nevoie, persoana care să te iubească și să te dezmierde așa cum nu s-a întâmplat în copilăria lui Leonard Petcu. Da, mulțumesc tare mult. Dar mă bucur tare mult că sunt un om norocos. Și Dumnezeu mi-a făcut parte poate de mai mult decât te-ai așteptat. Decât aș fi meritat. Și pentru asta nu știu cum să mulțumesc. Deși eu fac de multe ori prin lucruri, eu sunt un om care, nu știu dacă am spus-o, n-am spus niciodată și cred că ți-o spun ție, eu întotdeauna în perioada sărbătorilor caut un copilaș căruia simt să-i ofer ceva. An de an. N-am spus niciodată nimănui. Ești singurul om căruia îi spun lucrul ăsta. Îți mulțumesc. Și nu știe nimeni. Dar ai păstrat legătura sau rămân surprinși că faci asta pentru ei? Mi-a plăcut întotdeauna să ajut și eu niciodată hainele mele nu le-am păstrat. Este un gest foarte frumos. Întotdeauna mi-a plăcut să pot să-i fac și pe alții fericiți și din bunul meu să le ofer și lor. Bucuria să o împarți cu ceilalți. Așa. Îți mulțumesc pentru că ai venit astăzi în emisiune. Cu toată dragostea. Să nu te mai scuzi niciodată de faptul că ai plâns. Da. Pentru că m-am abținut foarte mult. Nu este mult. Emisiunea în care un om se poate spovedi și nu sunt eu în măsură să fac asta. Da. Dar sensibilitatea, bucuria, emoția și nostalgia sunt sentimentele pe care le trăim aici, acum, în fața celor de acasă. Da. Și nu poți să-ți pui o barieră în a-ți exterioriza sentimentele. Și îți mulțumesc pentru sinceritatea ta. Cu toată dragostea și apropo că vorbeam de mamă, Dumnezeu mi-a scos în cale o altă mamă. În urma emisiunii pe care am avut-o la tine prima dată, la matinal și popular, da, când prezentam, da, cu... Atunci Dumnezeu mi-a scos o altă mamă în cale. Un om care îmi poartă de grijă, un om care mă sună tot timpul și mă întreabă dacă sunt bine, dacă am mâncat, dacă m-am odihnit, pe unde mai umblu, ce fac, cum mă descurc. Și cum ai primit-o pe dânsa în viața ta? Cu și cum ți s-a părut mea. Telefonul? Cu toată bucuria mea. Doamna este doamna Orica Talașca de la Iași. Omul care
mi-aș fi dorit din tot sufletul să fie mama mea. Da, dânsa are copii? Da, are și salut pe toți pe această cale. Te-ai întâlnit cu dânsa? Da, am fost la dumnealor acasă, am fost în pelerinaj împreună. Și ce frumos. E omul care îmi oferă dragoste și afecțiune și atenție. Și știi cât de mult mă bucur când omul... Te tratează ca pe propriul copil. Acest om mă sună și îmi spune: băiete, ce faci, cum ești? Ai mâncat? Te-ai odihnit? Pe unde mai umbli? Ce ai mai făcut? N-ai idee ce înseamnă pentru mine acest lucru. Ce frumos! Deci Dumnezeu face parte oamenilor. Întotdeauna. Îi transmitem pe această cale sănătate, da, și mulțumim că impactul acela al emisiunii în care tu ai fost invitat a avut o influență pozitivă. Atât dumneei telespectatorilor, cât și ție, vreau să vă urez sărbători fericite. Un an nu bun, foarte Doamne bun, ajută. Cu liniște sufletească, ajută cu împlinire și cu reușite. Să le dea Dumnezeu tuturor sănătate, să dea Dumnezeu să trecem peste această situație urâtă în care ne aflăm cu toții. Să putem cânta noi artiștii, pentru că așa ne încărcăm. Eu unul așa mă încarc și aș vrea să spun la Vinea că eu am crescut la oraș. Am crescut la oraș, dar la oraș și nu la sat. Dar vreau să-ți spun că iubesc, trăiesc și apreciez cântecul și darul pe care mi l-a dat Dumnezeu poate mai mult decât unul care s-a născut la sat. Că așa mi-a fost dat, să cânt și așa mi-ncarc eu sufletul întotdeauna. Mulțumesc din suflet, Leonard, încă o dată pentru prezența în emisiune. Îți mulțumesc și eu pentru invitație și sper că nu am deranjat sau nu am supărat pe nimeni, pentru că nu-mi doresc lucrul ăsta niciodată. Nu s-a întâmplat. Și niciodată nu vreau să deranjez oriunde merg pe nimeni niciodată. Mulțumesc. Cu tot drag.